Stimați colegi, trebuie să recunosc că am ascultat discursul doamnei prim-ministru cu multă atenție. Și în același timp ar trebui să numim lucrurile așa cum stau ele, mai bine zis să le spunem lucrurilor pe nume. Astăzi nu se examinează posibilitatea de a demite guvernul. Astăzi luăm act, de fapt, de decizia doamnei Maia Sandu de a pleca de la guvernare și de lansare în campania prezidențială. Acest guvern, eu cred că va intra în istoria Republicii Moldova ca unicul guvern care a reușit în 5 luni de zile să nu vină nici cu un proiect pentru oameni. Doar astăzi, și poate ăsta este lucru bun aceste moțiuni de cenzură, s-a discutat în Parlament despre proiecte sociale, despre inițiative pentru oameni. Din contră, din răzbunare, ați anulat sau trunchiat proiectele bune care au fost lansate de noi. Proiectul Drumuri Bune, proiectul Un Doctor pentru Tine, cutiile pentru nou născuți, cele 600 de lei pentru pensionari, tichetele de masă, care au o semnificație mult mai profundă, prima casă, program care a fost trunchiat. V-ați speriat pentru că oamenii întotdeauna au cerut de la guvernare lucruri concrete și voi nu le puteți oferi și ați decis să plecați. De când ați venit la putere, vă tot lăudați și vorbiți că deconspirați scheme de milioane. Și astăzi acest lucru a fost dezbătut pe deplin. Dacă au existat aceste scheme de câte 400 de milioane pe lună, în 5 luni, unde sunt cele 2 miliarde din aceste scheme? Ați vorbit de 2 miliarde bani împrumutați de la partenerii noștri. Dacă ați anulat schemele, aceste 2 miliarde trebuiau să vină în buget de la întreprinderile de stat. De ce nu vin în buget acești bani? Sau schemele continuă, sau mințiți cu nerușinare. Ne-ați acuzat că ar fi existat scheme și la energie electrică din cauza cărora lumina este scumpă. Revin iarăși la logică. Dacă ați anulat aceste scheme, de ce s-a scumpit lumina? Se scumpesc produsele alimentare și serviciile de transport. Oamenii nu știu nici măcar dacă vor avea sau nu gaz la iarnă, pentru că ministrul economiei nu a binevoit să vină în Parlament și în comisie, în cel mai rău caz, să ne răspundă la această întrebare. V-ați speriat că nu veți reuși să gestionați această criză și ați decis, conștient, să plecați de la guvern. Ați reușit să creșteți nu doar prețurile și tarifele, dar și taxele și impozitele pentru antreprenori. Efectele dezastruoase ale incompetenței acestui guvern se vor face simțite în câteva luni când vor intra în vigoare proiectele pe care le-ați votat. Având în vedere nemulțumirea comunității oamenilor de afaceri, desigur că e firesc că ați decis să plecați. Suntem la mijlocul lunii noiembrie, iar bugetul încă nu a fost aprobat. Ce ați așteptat? De ce a durat atâta? Pentru că nu a avut cine să lucreze. Ăsta este răspunsul. Pentru că voi nu aveți profesioniști, iar pe profesioniștii adevărați i-ați dat afară ca să îi înlocuiți cu rude, cu metre și membri de partid. Ați politizat la maxim instituțiile publice de care ați vorbit că le veți depolitiza. Ați partajat CNA-ul și procuratura. Ați compromis total noțiunea de concurs. Ați organizat doar concursuri trucate și ați uitat de meritocrație și transparență. Ca regulă, dacă nu câștigă cine trebuie, se anulează concursul sau câștigă cineva care nici n-a participat. Și ultimul exemplu cu procurorul general ne-a demonstrat acest lucru. Presiunea oamenilor știu că este mare, înțeleg de ce ați decis să plecați. Înțeleg că v-ați speriat de toate astea și ați găsit această modalitate
pe care o considerați elegantă de a abandona responsabilitățile pe care vi le-ați asumat. Ați dat de greu. Nu aveți oameni și nu mai vreți să guvernați. Cu siguranță, dacă ați fi vrut, ați fi găsit o soluție cu partenerii voștri de alianță. Această variantă teribilistă de asumare a răspunderii, când nici măcar nu ați anunțat propunerea pe care o aveți, este ridicol. Un act disperat prin care sperați să reveniți în stradă, în opoziție, acolo unde vă simțiți bine. Nu știți să acționați pentru, puteți acționa doar împotrivă. Știu că în stilul cu care ne-ați obișnuit deja, veți căuta vinovați pentru eșecurile voastre. N-ați realizat nimic la guvern pentru că vinovat e cu siguranță Partidul Democrat. Fals. Ați avut toată puterea, ați avut toate instituțiile, ați dat afară pe cine ați vrut, ați numit pe cine ați vrut, ați avut tot guvernul și majoritate în Parlament. Ați rămas însă captivi propriilor frustrări și fantomelor trecutului. Și astăzi am auzit acest lucru. Nu puteți exista fără Vlad Plahotniuc. Plahotniuc v-a ajutat să veniți la guvernare și fără el acum sunteți pierduți. Partidul Democrat a rezistat fără el. Blocul acum însă și-a pierdut sensul existenței de când acesta a plecat. Vlad Plahotniuc este în capul vostru și o să vă recomand să-l scoateți din cap. Partidul Democrat cu siguranță nu va fi de vină pentru eșecurile voastre. Chiar și la guvernare ați continuat să insultați miile de oameni care au votat nu doar în februarie, dar și în octombrie pentru Partidul Democrat, care a demonstrat la alegeri că este apreciat de cetățeni. Cu toate acestea, în ultimele luni, dar și în ultimele săptămâni și zile, am primit zeci de sunete de la partenerii noștri de dezvoltare legate de criza politică de la Chișinău. Le-am spus că de luni de zile am transmis invitații la dialog tuturor fracțiunilor și că, paradoxal, primesc apeluri din afară, însă nu de la cei care ar trebui să fie cei mai interesați de un dialog. Nu voi veni acum cu detalii, însă PDM ar fi fost gata să discute. Noi am propus inclusiv să ne unim forțele, poate și pentru coaliții raionale, poate să avem în guvernarea locală o coaliție firească pentru oameni, dar nu indicații directe de sus și nu declarații tranșante că niciodată nu se vor face coaliții cu Partidul Democrat în raioane. Drept răspuns a fost liniște. Dacă vreți să rămâneți la putere, de ce nu ați venit să discutăm? Dacă vrei să câștigi în loterie, știți bancul acela. Cel puțin trebuie să-ți procuri un bilet. Sigur că actualul guvern nu își mai dorește să guverneze și a luat deja decizia să plece acolo unde se simte mai bine, în opoziție. De lucru este mult și n-are cine munci, așa că dacă nu poți, te dai la o parte. Tot atât de sigur suntem că decizia de a pleca luată de către actualul guvern semnalizează un început de campanie electorală pentru alegerile prezidențiale, pentru doamna Sandu, fapt confirmat de însăși doamna prim-ministru la briefingul de ieri. Și ce poate fi mai avantajos, desigur, pentru o lansare în campanie la noi decât rolul de victimă a unei conjurații care nu i-a permis să-și ducă misiunea până la capăt. Doamna prim-ministru, la 100 de zile ați spus că sunteți pe o corabie, ați acoperit găurile, aveți merinde, marinari onești. Iată că la 5 luni ați luat decizia să fugiți de pe această corabie. După o lege nescrisă, un capitan părăsește corabia ultimul, numai după ce s-a asigurat că toți pasagerii sunt în siguranță. Dumneavoastră fugiți de pe corabie, lăsând pasagerii în ajun de iarnă, fără ajutoare sociale, țara fără buget, antreprenorii fără previzibilitate, oamenii fără speranță. Partidul Democrat va susține decizia blocului acum de a pleca de la guvernare
și va vota această moțiune de cenzură. Deschiderea pentru comunicare și dialog rămâne valabilă, doar că e bine să discutăm deja de pe poziții egale. Mulțumesc!